seara! Bună seara! De ce v-a spus căștile? Păi ca să vedem ce se poate întâmpla și să ne acoperim de armata aia lui Băsescu. Și dumneavoastră? Suntem la fel. Ne apărăm de ce trebuie să ne apărăm. Noi nu avem arme, măcar avem căști. E singurul lucru cu care putem să ne apărăm față de hoți. Deci totuși noi am venit cu pașnici și corect, cinstit, dar nu se poate. Deci încă o dată arată că e mai rău decât pe timpul Ceaușescu. Atunci a ieșit lumea în stradă, câteva zile, a luat elicopterul și a plecat. Acum nu mai pleacă. Deci e mult mai rău ca atunci. Nu, n-am venit pentru mine. Eu sunt în vârstă, dar am copii care, am doi băieți, care nu cred că o să aibă vreodată posibilitatea să-și cumpere, să-și iau o casă. În rate, cum o fi? Deci stă cu mine. Cu soțiile ce, și o fetiță de 6 ani. Deci atâtea persoane într-o casă. Noi nu vrem absolut nimic decât să se dea la o parte și să se facă din nou, să alegem, să votăm fiecare cu ce crede, cu ce partid. Dacă o fi rău, îl dăm și pe ala jos, de bani ne-am obișnuit, ne-am învățat. Ce mesaj îi transmiteți pe această cale domnului președinte, guvernului și politicienilor în general? Să plece liniștit, să ne lase, să se facă alegeri, anticipate să se facă. Dacă ei sunt buni, vor ieși din nou. Să plece aveile, și dacă sunt lase bun, totul aici. Dacă se cred bun, vor ieși din nou. Și votarea ta până acum, inimplementat și a zis că să fie bine. Domnul Băsescu. Când a venit aici și a avut nevoie, atunci n-a mai fost nici un palat și nici absolut nimic. Nici țigăni, nici absolut nimic. Atunci toată lumea a fost bună. De ce nu vine în centru aici? Nu știu, că nu dă nimeni în el. Pune așa și să spună, domne, nu pot, sunt comandat de alții, plec, nu știu, să spună ceva, să spună ceva. Medicamentație, nimic, absolut nimic, totul e la pământ. Nu tu servicii, sunt la mâncare, la tot. Statului român, pentru că pur și simplu de casa politică din ultimele 22 de ani instalată la putere pe cadavre, pe 1200 de revoluționari morți, cunoaștem martirii, cunoaștem cimitirile cu morții, dar nu cunoaștem călăii. Călăii sunt la ei, în justiție, în armată, în securitate, acum în jandarmerie și peste tot în funcții. Iar poporul a ajuns să trăiască personal cu 500, 600, e fericit cazul când are 800 de lei sau 1000 de lei. Nu se mai poate. Au tăiat fabricii și au vândut la fier vechi și au osușit terenurile. Și au osușit tot, nu mai facem tractoare țara asta. Avem cel mai bun teren agricol din Europa. O jumătate de hectar pe cap de locuitor. Și cumpărăm, aducem produse de afară. Rușine să vă fie că ați distrus fabricile, a distrus agricultura, ați distrus tot. Tot ce vă spun, sunt date și afară pe agenții de presă internaționale pe luni, pe data de 16. O să dau și guvernul judecată și jandarmeria, că uitați-mi ce s-a întâmplat de duminică. Ne-au gazat aici, noi plătim taxe, iar ei ne-au gazat. Asta au făcut, să ne fie rușine. Să ne fie rușine! Jandarmeria, poliția și altele, vrea să revândă spitalele, cum au vândut tot? Ce face? Murim de foame, cu un milion te duci, nu iei nimic, dai un kilogram de cartofi și o pâine și o sucă de ulei, atât? Rușine! Jos Băsescu! Și doar atât, dacă pe Ceaușescu l-a omorât pentru suverenitatea economiei naționale, ei vă spun eu, clasa politică actuală, în totalitate, ei trebuie condamnată la moarte, pentru subminarea economiei naționale și aducerea poporului la limita de subsistență. Asta e cu poporul român la ora actuală. Da, dar știți că din noul cod civil subminarea economiei naționale a fost scosă? Știu, dar se poate face, se poate orice schimba. Au abrogat, a fost vicepreședinte sindicat și știu care este treaba. A fost amenințat cu moartea în 95, că am contestat o privatizare a MGB-ului și m-au condamnat copiii, am zis că m-au luat dacă nu plec și am plecat. Și trăiesc singur, se crescut în casa de copii. Pe mine m-a crescut poporul român, pensionarii m-au crescut pe mine, că l-am muncit în anii 70 și le mulțumesc pe această cale.
că m-am educat, am liceu, am studii, am consilierii financiare de la asigurări, sunt administratorii firmei de amenajări interioare, trăiesc pe banii mei, muncesc și două joburi am avut. N-am cerșit, nu m-am compromis cu nimic, nu m-am compromis. Au încercat să mă atragi în securitate în 88, am cerut să plec în țară, din țară de atunci, nu mi-a fost frică. Nici acum, nici atât. Dar cu oameni ca mine, eu nu vreau funcție, vreau oameni corecți acolo, vreau oameni corecți, vreau un cojocaru, vreau un oameni de elită acestei țări să fie la putere, nu eu, nu am nevoie. Nu, niciodată mi-a place să muncesc o construcție, am lucrări făcute și pot arăta ce s-a făcut în țara asta, ce am făcut. Asta e situația în România, dar sunteți tânără și țara e a dumneavoastră, eu mai am puțin. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Rugina Iulian, nu mă frică de voi, mafioților!